Bine ați venit la această degustare a fundației. Sunt foarte onorată că sunteți aici. Unii dintre voi sunteți pe camera aici și alții sunteți pe Zoom-ul cu traducerea și vă percep. Aș vrea să spun vă văd, dar asta nu e adevărat. Dar vă mulțumesc că ați venit. Sunt bucuroasă. Acest Zoom este să vă dau o degustare despre mine, despre fundația cu mine și dacă aveți întrebări despre orice, dar mai specific despre a fi într-o clasă de fundație online, aceasta este o posibilitate pe care Gary ne-a dat-o în aceste timpuri și ce aș vrea să vreau să încep cu niște cum este să fii într-o clasă de fundație online, dacă vă întrebați despre această clasă. Și una dintre întrebările pe care oamenii le pun, cum se petrece clasa de fundație online? Clasa de fundație, procesări pe care le poți să le faci pentru tine însuți, primești un manual, și apoi procesele de corp, MTVSS, biomimetic mimicry, memoria celulară, manifestare moleculară, molecular demanifestation, demolecular manifestation. Toate le putem face pe noi și acestea sunt procese pe care eu le folosesc pentru mine în fiecare zi și MTVSS îl rulez aproape în fiecare noapte pe partenerul meu înainte de a adormi. Și dacă te lovești sau MDDM, îl folosesc pentru vin. Aici este vin, nu spuneți la nimeni. Și de asemenea o folosesc pentru tumor, ceea ce nu am, sau coșuri, ceea ce nu am în momentul ăsta, dar puteți folosi pentru voi înșivă. Și un alt lucru pe care vreau să spun, dacă nu sunteți în carantină, dacă aveți oameni în casă, tu primești o ședință când faci o ședință, când dăruiești o ședință și poți să-i faci partenerului tău dacă e acasă cu tine sau copiilor tăi dacă ai copii. Dacă nu, pui mâinile pe tine și spui aceste cuvinte și ăsta e un alt mod de a experimenta aceste procese. Și un alt lucru să știi, e diferit de orice altă clasă care e online, chiar și Zoom-urile cu mine, ce e diferit este că dacă alegi să faci această clasă cu mine, trebuie să fii prezent cu camera deschisă, să fii așezat în fața camerei, să participi 100% în clasă, care e diferit pentru că dacă ai 100 de oameni care încep să-și spele rufele și e diferită energia și e o experiență participată în care trebuie să participi și dacă începi să faci altceva, energia se schimbă și regula este să fii prezent 100%. Eu o să fiu în fața camerei, da? Și cum devine mai bine de atât? Clasele de Zoom, care au fost 3 sau 4 ore, au fost foarte dinamice și schimbă viața și sunt foarte entuziasmată să fac din nou asta. Dacă ați putea să mă întrebați orice despre clasă, despre fundație în general, dacă asta e prima dată când faci clasa, care sunt întrebările pe care le aveți pentru mine? Stai. Fac o pauză și aștept întrebările voastre. Dacă aveți întrebări, vă rog să dați de știre. Bună, Crystal, am o întrebare. Poți să întreb repede? Cineva mă întreabă cum să rulez BMM pe mine. Uite așa. Și ea spune procesul de corp. O mână pe occiput și o mână pe sacru și
Așteptați. Procesele de corp sunt mai efective când altcineva ți le rulează și e mult mai efectiv să rulezi tu pentru tine decât să nu-l rulezi. E ideal? Nu, dar e ok. Putem să vorbim despre procesele de corp, pot să experimentez. Eu personal îl am pe iubitul meu și o să-l aduc să arăt pe... Și dacă nu aveți pe nimeni în casă, e ok. E un comentariu în limba turcă și nu-l înțeleg. A întrebat dacă este traducere. Da, sunt sigură că o să... Da, am răspuns. Este o întrebare în link-ul cu limba turcă. Pot să traduc? Deci, vreau să mă asigur că toată lumea... Cred că e mai ușor să ascult la turcă. Dacă tu primești traducere, o să fii în Zoom-ul englezesc cu cameră și apoi ieși și pe Zoom-ul românesc și asculți, acolo doar asculți traducerea. Deci eu te văd, mă vezi pe mine și asculți în ureche traducerea. Va fi mai ușor și nu devii confuz. Și de asemenea, Vreau să vă rulați barele. Știu că e mai ușor ca altcineva să-ți facă, dar dacă nu ai pe nimeni, vreau să-ți rulez barele. În timpul clasa va începe de la 1 după amiaza până la 8 după amiaza și vom face 3 ore, vom lua o pauză, mâncăm și apoi ne întoarcem pentru încă alte 3 ore. Și vom face asta 4 zile consecutiv. Super. Despre ce aș să mai vorbesc, Catherine? Ce trebuie să mai spun? Să acopăr. Nu se aude. You guys, if you register online, I'll post a chat as well. Karen, send you a PDF copy. No, to register. Catherine, nu se aude, îmi pare rău. Traducătorii nici nu pot să te traducă, că nu știu ce să traducă, că nu știu ce spui tu. Putem să vorbim despre manual? Da. Când te înregistrezi, o să primești manualul în limba ta și o să fie mai ușor. Și dacă nu ați fost niciodată într-o clasă de fundație, este un manual. Și vom vorbi din manual, dar nu liniar, pentru că e mult mai distractiv. Și vom crea clasa cu întrebările voastre și cu manualul și fundația trece prin toate zonele vieții. Vorbim despre orice, despre relații, corp, bani. De exemplu, când am fost în clasa mea de fundație prima dată, este o secțiune acolo despre entități. N-am realizat că există entități în viața mea. N-am realizat că am conștientizarea entităților. Simțeam că o intensitate în corpul meu și n-am știut că asta e conștientizarea entităților. Și sunt multe lucruri în manual care vorbesc despre energii, despre care tu ești conștient, pe care poate că le-ai identificat și le-ai aplicat greșit. Și despre asta, una din subiecte este asta. Un alt beneficiu din această clasă pentru mine, când ești conștient, nu neapărat că primești ceva cognitiv în capul tău, când ești în această clasă de 4 zile, ești diferit. Ești mai fericit, e mai ușor,
tot e diferit. Cum funcționează lucrurile acum, lucrurile vor funcționa diferit. Vei avea mult mai multă conștientizare pe care nu ai avut-o înainte și îți deschide capacitățile să știi, să percepi, să primești și să fii. E o schimbare incredibilă și ce spun la începutul clasei, vă spun ce vom face în aceste 4 zile și vom schimba realitatea, vom distruge realitatea. De ce vrea cineva să-și distrugă realitatea? Pentru mine, viața mea, înainte de fundație, a fost foarte grea. Am avut relații foarte diferite, ne certam tot timpul, eram depresivă foarte mult, nu aveam bani, banii nu funcționau pentru mine. M-am măritat de 2 ori, nimic în viața mea nu funcționa. Nu funcționa. Da. Și am zis, da, distruge-o, e stricată oricum. Poate că tu nu ești ca mine, dar ce spun este că ce este că ai cerut să schimbi viața ta și asta va fi răspunsul pentru ceea ce îți dorești să schimbi. Schimbarea nu se arată niciodată cum crezi că o să fie. De multe ori cer o schimbare gigantică și ceea ce se arată e o conversație sau un Facebook Live sau un virus. Asta s-a arătat diferit decât am crezut. Și până la urmă se livrează diferit. Deci ce noi cerem ceva, Universul îți aduce și depinde de tine să alegi. Și tot ce nu-ți dă voie să se arate cum să vină la suprafață, distrug și decrez. Good bear, papucul, nai, shorts, boys and beyonds. Despre cum se plătește clasa. Știu că pentru Turcia plata se face diferit. Putem face asta, putem să facem transfer wise sau transfer bancar. Cum e mai ușor pentru voi? Putem să avem grijă de asta. Ce altceva? Ce întrebări mai aveți, oameni? Mai sunt întrebări? Eu am o întrebare. O să citesc în turcă și apoi traduc. Putem să vorbim informații rapide despre entități. And what? Ah, Walkins. Walkins. Am crezut că ai spus vulcan, care e un caracter din filmul Star Trek. Și am zis, nu știu despre vulcan. Bine. Hai să vedem informații rapide. Entitățile sunt ființe care nu au un corp. Și avem același... Cum sunt oamenii, așa sunt și entitățile. Așa cum oamenii sunt răi, sunt entități rele. Ai oameni care sunt generoși și care vor să-ți contribuie. Există și entități care sunt generoase și își doresc mult să contribuie. Și dacă sunt câteva statistici care spun că 250.000 de oameni mor în fiecare zi și 250 de bebeluși se nasc. E o circulație constantă și de asemenea și entitățile. Și entitățile sunt aici de când suntem și noi. De câte milioane de ani, bilioane de ani suntem aici, așa și entitățile. Sunt de asemenea ființe de pe alte planete care vin aici să-și facă o treabă. Dar cu lumea nevăzută, ca să ai de-a face cu ele, să primești de la ele, să comunici cu ele, trebuie să fii dispus să fii, să știi, să primești și să percepi.
Când dai de-a face cu chestii nevăzute, trebuie să fii dispus să știi, să fii, să primești și să percepi. Dacă intri într-o concluzie, zici, a, mă doare capul. Trebuie să fie că n-am băut destul la apă sau că soțul meu e rău cu mine sau orice ar fi. Tu pierzi. De ce ești conștientă? Și ce n-am știut? Că multe din intensitățile din corpul meu, așa se arată în corpul meu conștientizarea entităților. Și conștientizarea entităților se arată diferit pentru diferiți oameni și cineva știa că atunci când era scibil, are o conștientizare cu entitățile. Și este această area vieții tale în care trebuie să începi să te minunești. Adevăr, aveți o capacitate cu entitățile, da sau nu? Și dacă primești da, cum se arată asta pentru tine? În câte feluri se arată pentru tine? Cum e asta pentru tine? Și dacă ești dispus să fii conștientă cât ești și să fii puternică cât ești, să transmuți energii, avem instrumente să curățăm entitățile, să primim de la entități, să comunicăm cu ele. Este un univers imens de posibilități care a fost foarte nou pentru mine când am găsit acces prima dată. Walk-ins, aș putea să vorbesc. Aș spune că walk-in-ul e un subiect care aduce multă confuzie și vă încurajez să mergeți într-o clasă, vorbește cu entitățile după fundație, pentru că e multă informație. Mulți oameni nu au o memorie a copilăriei lor și dacă se întâmplă asta, e foarte probabil că ei sunt un walk-in, ceea ce înseamnă că tu, cel care ești în corp acum, ai intrat în corpul ăsta la un moment dat. Nu ai fost născut în acest corp, ai venit mai târziu și de asta îl numim walk-in. Și în fundație întrebăm, ai ocupanți originali? Asta înseamnă că corpul tău s-a născut cu o altă ființă și apoi tu ai venit în acest corp. Nu ai fost în corp original. Și la ce ne uităm? Ai vreun ocupant original și dacă ai, ești dispus să le dai drumul? Pentru că dacă sunt mai multe ființe în corpul tău, e confuz. Și dacă întreb ceva, da sau nu, tu percepi da, nu, da, nu, da, nu, pentru că sunt mai multe ființe în corpul tău. Și scopul acces este să te împuternicească că știi. Dacă ai mai multe ființe în corpul tău, percepi conștientizarea tuturor și nu e așa de nu te împuternicești așa de mult dacă sunt mai multe ființe în corp. Și întrebarea este, ai vrea să te ai pe tine? Bine, super. Câte ființe ai în corpul tău și ești dispus să le dai drumul? Să-i lași să plece? Super. Pot să contribui ceva cât sunteți aici? Aveți vreo întrebare despre ceva ce se petrece în viața voastră? Orice întrebare? V-am dat toate informațiile, acum putem să ne jucăm un pic. Dacă ai întrebare, scoate-te de pe mut. Bine. Ea nu vrea să vorbească cu mine, e personal. E o întrebare personală. Ok, înțeleg. O să traduceți de pe chat. Deci, ea zice, vreau să scriu. Am probleme cu microfonul, îmi pare rău. Walk-ins sunt ciudați pentru mine. Ești un walk-in? Nu. Deci, dacă tu intri într-un corp la un anumit moment, ce se întâmplă?
care a fost cu chestia care a fost înainte înapoi. Ce a fost înainte acolo a fost o ființă, nu e un lucru. E o ființă, un corp. Și ea stă acolo. Deci tu intri într-un corp și este o altă ființă acolo și ea rămâne acolo. Stă cu tine. Nu e ciudat, e doar ceea ce este. Acest lucru, cui aparține corpul? Corpul aparține celui care a venit ultimul. Deci, dacă am intrat ultimul, e corpul meu. Și cel care e dispus să fie entitatea dominantă, acela este, conduce corpul. Acum că știu și că am informații despre entitații, punctul meu de vedere este că eu sunt singura care vreau să fiu în acest corp. Ok, asta sună ca și cum ar fi darwinism. Super! De fapt, face sens, într-adevăr. Da, walking și... Poți să fie ca un om sau ca un demon. Ei, poate să fie, sunt entități demoni, entități, alte creaturi, zâne. Și folosești instrumentele și se schimbă. Mulți oameni adoră să aibă demoni și entități în corpul lor. Și mulți oameni au nevoie de să se chinuie și să fie bolnav mental sau... Dacă cineva e, ar, sunt, le place să ia droguri, dacă ei aleg droguri, nu sunt interesați în conștientizare și de asemenea nu sunt dispuși să aibă conștientizări despre entități. Când iei droguri, sunt multe entități în jurul tău. Și prima dată când am întrebat, sunt entități în corpul meu, m-am speriat că n-am știut că există posibilitatea asta și entitățile erau, mă speriau și religia, condiționarea religioasă e, m-a făcut să mă sperii de entități și apoi am văzut asta, entitățile ca niște energii pe care pot să le folosesc sau să fiu cu ele, să le folosesc în avantajul meu și aceste energii, dacă aleg să nu fiu împuternicită și să nu am conștientizarea entităților, mulți oameni nu sunt interesați de această conversație. E ceva pentru tine să fii conștient de asta? E o bucată de informație despre care e foarte important pentru tine nu să o împărtășești cu alți oameni. Am auzit oameni care spun, el este ca o persoană într-un moment și altă persoană în alt moment. Și îi aud pe oameni spunând asta și apoi întreb, ok, câte entități sunt în corpul respectiv? Dacă te auzi că spui asta, întreabă, câte ființe sunt în corpul lui, câte entități sunt în corpul lui? Pentru că dacă sunt 8 sau 20 sau oricât ar fi, când pui întrebarea asta, primești un număr în cap. E foarte de ajutor când ai de-a face cu oamenii. Mulțumesc foarte mult. Sunt bucuroasă că a contribuit. E de ajutor că nu ești nașpa, tu ești conștient de schimbările care se petrec. Când tu crezi că eu o ființă acum și o altă ființă după aia, poate că tu crezi că ești greșit, dar nu ești greșit, ești conștient. Și vrei să te întrebi, e o conștientizare sau o judecată? Și cât de mult te judeci dacă e ceva autentic sau neautentic? Pentru mine, eu îmi doresc să creez o realitate fără judecată, în care judecata să nu existe. Totul pentru mine este un punct de vedere interesant. Totul este un punct de vedere interesant și întotdeauna o să aleg chestiile care funcționează pentru mine, cu care sunt congruentă atât de mult cât pot, până descoper că fac ceva nașpa și atunci schimb chestia aia. Punctul meu de vedere, atunci să alegi judecățile nu e pentru mine. Judecata distruge, conștientizarea creează. Deci ce realitate dincolo de judecată putem noi toți să alegem?
Pentru că asta e, asta sunt eu. Trebuie să te uiți la tine. Pentru mine îmi trebuie prea multă judecată să determin dacă ceva e autentic și nu mă deranjez să fac asta. La ce mă uit tot timpul este ce se petrece cu această persoană și va funcționa. Fiecare persoană are interacțiuni diferite. Eu interacționez cu fiecare persoană diferită, cu aforul meu interacționez diferit, cu fiecare. Și mă uit la informațiile pe care le am despre fiecare persoană și mă uit la ele și totul este un punct de vedere interesant. Interesant punct de vedere că ei au punctul ăsta de vedere, interesant punct de vedere că eu am punctul ăsta de vedere. Și ce-ți dă asta e un spațiu pentru conștientizare, un spațiu ca să alegi altceva. Și dacă ai judecată bună sau rea, îți dorești să fii corect. E corect să judeci dacă cineva e bun sau rău. E corect să distrugi, să judeci, să vezi dacă cineva e drăguț. Judecata distruge, judecata. Dacă nu aș judeca, de ce aș fi conștientă și ce aș putea să aleg dincolo de asta? Pentru că dacă am judecată, dacă m-am uitat, dacă urmăresc această persoană sau dacă am conversația asta, ce va crea? Mă uit să creez o realitate diferită, nu mă uit să văd ce vor crea alegerile mele. Dacă aleg asta, ce va crea asta o realitate diferită? Decât atunci când decid că cineva se integrează în ceea ce am decis eu că lumea ar trebui să fie. Dacă da sau nu, dacă se integrează sau nu în ce am decis eu. Aleg să merg în orice clasă acces, în foarte ușor, ca și cum aș cumpăra o cafea, dar nu sunt dispus să plătesc pentru o clasă. Ce sugerez să folosesc ca să creez o realitate? Să merg la o clasă care ar fi ușor pentru mine. Mă întreb dacă merg în clasa asta, dacă banii nu ar fi o problemă, ce aș alege? Cât de mulți oameni de pe planetă sunt disperați cu bani în momentul ăsta? Pentru noi, ca să avem realitatea noastră cu orice, trebuie să fim dispuși, să fim asertivi, să ne minunăm, să ne întrebăm. Să fim asertivi despre a ne întreba ce se întâmplă în realitatea noastră. Ca ființă infinită nu este separare între tine și realitatea oricui altcuiva. Nu există separare. Deci ca și întreg, se petrec foarte multe chestii și tu ești conștient de oameni 8.000 de kilometri în toate direcțiile și cât de conștient ești tu? Și apoi cât de mulți oameni intră în traumă și dramă cu privire la prețul claselor acces. Și acum au crescut numărul oamenilor care sunt disperați cu banii. Tu nu ești greșit. Ești conștient că alți oameni au dificultăți cu banii și nu e a ta, nu o face a ta. Eu aș întreba dacă aș alege realitatea mea și dacă aș avea realitatea mea, ce aș alege? M-aș juca cu asta, eu personal. Ce ai face cu oamenii care nu sunt punctuali? Ce sugerezi? Depinde dacă... Mulțumesc mult, cu plăcere, Dirin. Dacă e ceva în care... Dacă am nevoie de cineva care e punctual și ei nu, știu că nu sunt punctual,
nu le dau jobul ăla. Dacă ei nu vin în timp când am nevoie de ei, dacă am nevoie ca soțul meu să vină cu mașina și să mă ia de undeva și știu că el nu e punctual, nu i-aș da lui jobul ăsta. M-aș uita după altcineva să vină să mă ia cu mașina. Pe vremuri mă enervam enorm când cineva nu era punctual. Asta mă enerva cel mai tare. Dacă nu ești punctual, ok, lasă o baltă, trebuie să mori. Asta era punctul meu de vedere pe vremuri. Acum mă uit la ce o să funcționeze. E ok? Dacă trebuie, am nevoie de ceva să fie făcut la timp, sunt anumiți oameni pe care nu îi rog să facă aia. Dar dacă nu am nevoie să fie făcut într-un anumit timp, cer altcuiva care știu că o să fie, o să mă întârzie poate, dar pot să primesc alte informații despre acea persoană. Cu plăcere. În chat zice ea mea, de asemenea, o să încerc asta, mulțumesc. Multe lucruri despre care vorbesc vin din faptul că am folosit activ cele 10 chei ale libertății totale și vorbim despre asta în fundație. Interesant punct de vedere că am acest punct de vedere despre fiecare gând, emoție, sentiment și Gary a zis să le folosim 3 zile și dacă ești curajos, încearcă 6 luni și viața ta nu o să mai fie niciodată de la fel. Punctele mele de vedere știu că mă distrug și mă prind de această unealtă și o folosesc foarte mult. Și asta îmi dă spațiu în care sunt acum. Deci în momentul ăsta nu am încărcătură aproape în nimic, pentru că sunt dispusă să răspund și să iau acțiune în orice direcție. Atunci când găsesc că am încărcătură pe ceva, înseamnă că încă mai am judecată în lumea mea. Așa. Asta am vrut să schimb, să nu mai am nicio judecată despre mine, pentru că dacă judeci ceva în afară, în primul rând, te judeci pe tine. Și eu mă judecam foarte mult pe mine și am avut foarte mult de muncă la răutatea pe care o aveam asupra mea și pentru mine să folosesc cele 10 chei a fost imens și mi-a schimbat spațiul care sunt, ușurința pe care o am cu totul. Deci recomand foarte, foarte mult cele 10 chei. Și, de fapt, nu cred că cartea asta e tradusă, dar este în clasă, este în manual și vom trece prin... Da, trebuie să traduceți asta în limba turcă, serios. Nu. Nu. Violeta e în română? Nu. Este în spaniolă? Nu. Serios? Trebuie să schimbăm ceva aici. They want to translate it. There is a translator that this is the next book, yeah. Okay. I mean, there's so many things to translate. Da, cineva vrea să o traducă. Alina vrea să o traducă. Și Crystal zice, da, cărțile astea sunt ca oxigenul. Mai este cineva care are întrebări? Aveți întrebări? Simona? Lena? Mihaela? Dorina, aveți întrebări? Uite, mă, avem întrebări de la turci. Poți să vorbești un pic despre gaslight? Și alegerea în 10 secunde, incremente de 10 secunde. Gaslighting e un subiect. Cum să descriu asta? Gaslighting este când cineva te face să te simți nebun. Când îți spun ceva ție și altcuiva îi spun altceva și te fac să te simți ca și cum tu ai fi nebun, că nu ești. Poate să apară în diferite moduri.
Poate să fie cu părinții care gaslight copiii, între oameni, între diferiți oameni. Prima dată când am auzit despre subiectul ăsta, n-am realizat cât gaslighting am experimentat, pentru că e unul din chestiile astea, pentru că tu deja te faci greșit și acum altcineva te face greșit, se simte ca și cum ar fi normal. Chiar dacă nu se simte bine, se simte normal. Și e foarte ușor să nu te pricepi când cineva te gazlăstuiește. Motivul pentru care vrei să știi asta, ca să poți identifica, că odată ce identifici ce se petrece, atunci ai informații și din informațiile astea poți să faci o alegere. Dacă tu crezi că ce fac oamenii ăștia din cauza ta, e o informație incorrectă și dacă vrei să faci, dacă ai informații diferite, faci alegeri diferite. Ești dispus să outcreezi acea persoană? Să depășești în creație persoana aia? Dacă cineva te găzlăstuiește și după aia tu faci asta înapoi, tu ai puterea. Acea putere pe care o ai la dispoziție îți ia un minut sau ani ca să fii dispus să schimbi asta și să alegi dincolo de asta. Oamenii fac asta unii altora și nu au un motiv să fac asta, doar o fac. Și nu e bunătate. O alegere în fiecare 10 secunde. Alegerea în fiecare 10 secunde. Dacă am 10 secunde să-mi trăiesc viața, ce o să aleg? Și acum am alte 10 secunde să-mi trăiesc viața, ce o să aleg? Și acum am 10 secunde să-mi trăiesc viața, ce o să aleg? Alegerea în fiecare 10 secunde este de fapt să înveți cum să alegi. Și Gary ne zice că niciunul dintre noi nu știm cum să alegem. Noi suntem învățați doar cum să judecăm ce e bine, ce e rău. Nu suntem puterniciți și nu ne se arată cum să alegem. Și alegerea în 10 secunde este să recunoști că la fiecare 10 secunde ai o altă alegere. Ok. Acum ai o altă alegere. Acum ai o alegere nouă. Ok. M-am judecat. Ok. Acum am altă alegere. El mi-a spus asta. Ok, acum am altă alegere. Ieri am făcut diferit. Okay. Da, azi e zi nouă, am altă alegere. Ce pot să aleg? În fiecare, tot timpul ai maleabilitatea la dispoziția ta cu alegerea și îți ia multă practică, de fapt. Trebuie să exersezi foarte mult ca să-ți fie ușor să alegi, să alegi, să alegi. Bun, bine, okay. E bine. Ia, zis, mulțumesc foarte mult, cu plăcere. Pentru unii dintre voi asta a fost destul și alții ați putea să mergeți mai departe 4 zile și vă invit la fundație pe 17 aprilie. Începe până pe 20 și sunt așa de recunoscătoare. Mulțumesc că sunteți voi și mulțumesc că ați venit și mulțumesc că ați tradus. Și Catherine, mulțumesc că ai pus toate astea împreună și voi ce cum devine mai bine de atât. La revedere pentru acum.